La revedere! Cine a căzut? Ce s-a întâmplat, bă, de mâna? Vai! S-ai lovit? Da, e ok. N-are treabă. S-ai lovit? Nu, nu, nu. S-ai lovit? Hai, frate, că n-are nimic. O crezut că e sticlă. Da, mă, am crezut că e sticlă. Băi, ești cel mai tare concurent pe care l-am cunoscut. Eu pentru treaba asta te iubesc, eu de bine aici. Baga apa înapoi în piscine, că-i scump apa. Cipriano, salută camera. Salută camera. Salută camera. Vai, deci nu. Hai, vrem! Alexandra mai intra o dată. Dar vreau să avem o opțiune. Dar ultima parte. A treia opțiune, săptămâna viitoare, Cipriano și Cipriza. Nu mai vrem, nu mai vrem. Da. Lacrimi în ochi, Alexandra. Pentru că am râs, doamne Andreea. Da, ați râs? Doamne, doamne. Dar și eu ce-am râs. Andreea era foarte aproape. El râdea mai mult ca noi. Cipriano-s. Te-ai speriat? M-am speriat un pic, dar după am râs, adică a fost amuzant. N-ai cum. Deci sigur nu te-ai lovit. Sigur, sigur, 100%. Să nu vă faceți griji, că sunt foarte bine. Ne-am făcut deja. Ți-ai făcut, Alexandra? Da. Alexandra, când a intrat Cipriano, s-a zis că nu te interesează, pare după videoclipul ăsta. Păi, după materialul ăsta, nu l-am văzut. După materialul ăsta, pare că ți-ai schimbat cumva, nu știu, percepția. Numai în avion pe final, mâna, ce spate avea omul, s-a îndrăgostit. E gelos, Antoni? Numai în avion. Încă nu-l văzuse ud. Ce anume? Încă nu-l văzuse ud. Numai în avion stai, Monaco, Atena. Nu, 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 nu. Nu-i mai place la pomul lui Cristian. Ai uitat de unde ai plecat? E la pomul lui Cristănuș? Acolo e dragoste adevărată, nu la Monaco, la astea. Acolo o să-mi duc viitoarea nevastă. Gata, potoliți-vă. Gagea, ești gelos? Da. Care-i problema? Gelos. Tu nu ai pe Virginia? E gelos. Nu, eu sunt gelos în general. Bine, nu mai fi. Ați terminat-o, a spus, cum las-o în pace. Să înțeleg că Cipriano este a treia opțiune acum. Cipriano se arată foarte bine. Ud. Mulțumesc, și ud. Normal, și eu și uscat. Este Cipriano a treia opțiune? Nu, în momentul de față nu am interacționat cu el, dar nu. Urmează. Doamna Andreea. Deci rămân Antoni și Moldo. Dacă mai cade de două ori în piscină, sigur. Dacă mai cade de două ori în piscină, face relații cu el. Să nu vezi acum se duce că Cipriano se aruncă în cap acum. Alexandra, rămân Antoni și Moldo. Pe Moldo l-am exclus. Gata? Gata. Dar și tu, Antoni. M-am ridicat. Ai rupt inima în două. Na, lasă, Moldo, că-ți revii tu.
Da, ți-a fost rușine de întâmplare în sine? Deloc, deloc. M-ai întrebat, a mai căzut cineva sau sunt singurul? Păi am făcut o premiere aici, în Casa Iubirii, de asta. Am înțeles, deci nu ți-a fost rușine? Nu, nu mă mândresc cu chestia asta. Serios? 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 Alexandra, vreau să-ți dau un trofeu. Ce ai făcut cu hainele? Le-ai uscat sau le-ai luat așa ude la hotel? Le-am dus la spălătorie, direct. Direct. Foarte bine. Cu cine stai în cameră? Singur. Ah, bun. Bun. Haideți să vedem cel de-al doilea material. A, mai e încă unul. A, mai am. Am zis că sunt două. Da, am zis. Dar acum lumina reflectoarelor stă așa un pic și pe un alt concurent. Ca să vedeți ce făcea colegul în timp ce... Ia hai să urmărim. Am avut o discuție mai serioasă cu părinții mei și am ajuns la concluzia că experiența asta, cât o să mai fie, mai bine o trăiesc exact așa cum simt, pentru că, într-adevăr, nu am făcut nimic greșit și orice ar fi, eu să mă iubească așa cum sunt și, indiferent de alegerile mele, până la urmă, eu trebuie să le trăiesc pe pielea mea, sufăr, nu sufăr, asta este. Și mai voiam să mai zic ceva, dar mi-am pierdut ideea. Mă rog, tot rău spre bine. Ce faci, bă, mâncați-a gura ta? Dă-ți la Valera jos. Da, e ok? Nu, ok. N-are treabă. Nu, nu, nu. Săracu, pe cap. Dă-i la Valera jos. Și cum ai căzut? Lasă, lasă. Îmi lasă, calc aici. Hai, frate, că n-are nimic. La Valera jos. La Valera jos. Da, e ok. Pa, Patrick, prim ajutor. E cel mai bun. Să știi că toată echipa de la Sunet ți mulțumește. Ce să mai, toată echipa. Îți mulțumim tare, tare mult. N-am mai întâlnit ca tine așa, cu atâta grijă față de lavalieră. Foarte frumos. Dar s-a stricat lavaliera. Ce anume? S-a stricat lavaliera. Sincer, după materialul ăsta, pare că nici nu te-ai interesat de el. Pe tine m-a zis, lavaliera da. Bianca, da. Te-a lăsat și pe tine. Te-a fugit și nici măcar pentru Ciprianu, pentru lavalieră. Pentru lavalieră. Ce ai zis? Te-a surprins un pic. Da, acum că îl văd, mă bucur că e așa săritor. Pentru o lavalieră? Pentru echipă, doamna Andreea. Da, ce frumos. N-ați auzit că Bianca i-a zis, scoate-i lavaliera. Ea a zis prima. Nu, el a zis și apoi uitase și am vrut să-l ajut și a zis, lasă. Nu, să nu pună nimeni mâna pe lavalieră. Mă chinu eu să o scot ca tras de ea. De lavaliera echipei mele. Sincer, eu am crezut în prima fază că Patrick vrea să ajungă la ceasul ăla și vrea să ia pe ocolite pe la lavaliera. A încercat, s-a uitat, a văzut că nu poate să-l desfacă și a zis, haide că iau lavaliera. Cris, te rog să aduci cutiile cu voturi din grădină. Ce să mai... Cuprianos... Frumos, mă, vezi, sau cum îi zici tu, sper să fie bine, sper să fie de bine, adică să însemne ceva de bine această căzătură. Era momentul meu. Vedem. Vrei să o inviți pe Virginia la un date? Uite, eu... Da. Nu în Grecia, îți dai seama, nu vă lăsăm. Dar dacă vrei să... sau să... ce ai vrut tu să faci? Să te duci să o pupi, asta ai vrut să faci, nu? E să o salut, da. A, să o salut sau să o pupi? Păi, da, pe obraz, gen. A.
Bun. Vrei să o inviți la un date? Vrei să vii să-i dai un pupic acum, că n-ai apucat? I-am dat când am venit în casa fetelor, mai înainte. Așa e. Mai bine. Mai rărus că e mai drăguț. Foarte bine. Da. 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 Mulțumesc mult. Ia să vedem cum ați votat și ia să vedem ce lideri avem aici în casă. De fapt, ce imunitate va fi. La cine va fi imunitatea? Căci cine știe? Cală fără eliminare sau cu eliminare? Cine să ai imunitate? Ia să vedem. Patrick plus Bia egal love. Love, love, inimă. Eu. A cui este? El nu. A tău este? Ce drăguț. Cute. Și a cui este votul? Patrick. Patrick? Deci Bia cine e? Bia încă nu am mai scris tot numele. Nu, oh, cute. Vezi că pe biletul de avion trebuie să treci tot numele. Bine. Treci tu. E foarte drăguț, mă apreciem faptul că sunteți așa de creativi, dar pe viitor vă puteți rezuma doar la numele concurentului pe care îl votați. Vă rugăm. Mulțumesc, Alexandra.